Gladiatori daci și romani s-au întors pe teritoriul Drobetei. Lupte între trupe, meșteșuguri și ateliere sunt ingredientele care au atras un public numeros în acest weekend la Drobeta, Turnul Severin, unde s-a desfășurat o nouă ediție a festivalului Dacoroman Drobeta. În acest weekend a avut loc o nouă ediție a festivalului Dacoroman Drobeta. Trupele de reconstituire istorică din România, Terra Dacica Eterna, Apulum, Istoria Renascita, Omnis Barbaria, alături de Legio Prima Italica din Bulgaria, au readus la viață istoria. Sunt prezente din țară cele mai bune trupe din România, Terra Dacica Eterna de la Cluj, Garda Apulum de la Alba Iulia, sunt veniți colegii de la Pitești, Istoria Renascita și din Nord, Omnis Barbaria, iar în premieră este venită o trupă de la Șiștov, care dă viață Legiunii I Italica. Sunt foarte mulți daci, romani, iată trupa de gladiatori care de-abia și-a încheiat spectacolul. Un mod de a transmite istoria prin altă cale, lecții de istorie, care sunt foarte apreciate atât în România, dar mai ales în străinătate. Meșteșuguri pierdute și regăsite din perioada cuceririi Daciei de către romani au fost readuse la viață. Plesc o lingură, care folosesc un cuțit de cioplit. Inițial am tăiat cu toporul dintr-o bucată de lemn, i-am dat forma aproximativă și acum cu cuțitul o finisez, îi dau forma finală, practic. Erau folosite de partea dacică, bănuiesc? Erau folosite de către toată lumea în antichitate, toată lumea mânca cu lingura de lemn. Nu, prea puține aveau din metal, eventual doar clasa de sus își permiteau linguri din metal prețios, eventual argint, chiar aur, poate. Dar, în general, se folosea lingura de lemn. Scutul este scut cu specific dacic. Deci, ce se vede aici este echipamentul pentru un tarabostă, pentru o căpetenie. Are scutul, coiful, pardon, care este cu specific și este pentru un tarabostă, cu ornamente, cu protecții pentru ceafă, obrăzare, așa, și are și, pentru confortul purtătorului, are sistemul ăsta de piele în interior. Asta este armura lui și este o armură pe solzi, este o armură ușoară, da? Și are cuțitul personal care se numește Sica și pe care îl purtau cei de rangul lui. Aici lucrez o pafta pentru o centură dacică, originalele, adică una terminată acolo, practic fixez o bucată de alamă sau de bronz sau ce, o fixez un amestec de smoală și cu alte soluții care mi-o țin pe loc și eu efectiv o bat, o lucrez pe spate și o scot în relief. După ce termin procesul ăsta, încălzesc pasta, o scot și o fixez pe o placă de fier și finalizez ureaua, cum vedeți. Asta este o cască germanică și ei, spre exemplu, luptau foarte mult cu obiectul ăsta, toporul de luptă. Asta este o cască cu specific germanic. Astea, în schimb, sunt căști celtice. Și ăsta, spre exemplu, este modelul din care s-au inspirat vecinii romani. Deci ea este în cască celtică originală. Însă, în momentul în care te uiți la ea, nu poți să nu observi cozorocul pentru spate să protejeze ceafa și obrăzarele. Și dacă o să vă uitați la Nena Romanie, o să vedeți că seamănă foarte mult designul de aici cu cel de acolo. Atelierul meu este atelierul de bijuterie. Numele meu de scenă este Oroles. Sunt un meșter dac și produc în principal replici după bijuterii dacice și romane, dar și părți de echipament. Asta este echipamentul meu personal. În luptă sunt mare rege dac și ăsta l-am făcut tot eu. Și dacă ar fi așa să ne uităm, cum a spus, ce ar fi mai impresionant, ar fi o replică după celebrele brățări plurispiralice dacice, cele recuperate de statul român,
Originalele sunt din aur, asta e placată doar cu aur. Cam ce greutate are? Asta are sub un kilogram, cele de aur aveau 1,1 kg, originalele. Deci, și asta e, ca să vă închipuiți, ca diametrul cea mai mică din cele descoperite. Sunt unele foarte mari și se presupune că se purtau aici sus de către, probabil, preoți. În timp ce femeile pregătesc cele mai bune bucate, bărbații pregătesc armurile pentru luptă. Aici avem parte doar de cornurile care ne chemau la luptă și din care și beam. Astea sunt toate cornuri de vaci, diferite cornuri de vaci, cu diferite capete de suflat pentru a scoate diferite tonalități. Un capăt mai gros scoate o tonalitate mai joasă, un capăt mai subțire, o tonalitate mai ridicată. Depinde ce semne sau ce sunete voiam să facem ca să-i chemăm la luptă, ca să-i chemăm la, nu știu, la sfat, la... Astea erau sunetele noi. Sau nu le tăiam deloc și le foloseam la băut, pentru că nu aveam tot timpul vase din lemn. Aici am pregătit un moretum. E o pastă de brânză pe care o facem cu brânză și verdețuri. Verdețuri înseamnă usturoi, rută. Ruta la noi nu mai găsim decât în flora spontană, coreandru, ulei de măsline și este această delicioasă pastă. Mai facem pâine cu untură și cu ceapă. Avem iarăși un aperitiv roman, măslinele cu miere. De dimineață am avut Inovis Opalis, ouăle umplute cu un sos din muguri de pin, cu ulei de pește, cu piper și cu miere. La câțiva pași de zarva taberelor, publicul a gustat luptele dintre trupele romane și cele dacice. Războiul dintre cele două popoare reprezintă un punct de atracție pentru participanții la festival. Frumos! E prima dată când vii sau ai fost și anii trecuți? Am fost și anii trecuți. Deci ești un fan înrăit, să înțeleg. Da. Cu cine ai ținut tu, cu dacii sau cu romanii? Cu dacii. A fost foarte frumos. Ideea în sine este minunată. Într-adevăr, orașul Drobeta Turnu Severin are o istorie foarte frumoasă, dacă ne întoarcem, care e foarte bine promovată atât pentru noi, cei care suntem mai în vârstă și am făcut istorie, cât și pentru tânăra generație. Festivalul Dacoroman Drobeta s-a derulat pe parcursul întregului weekend și se află la cea de-a 6-a ediție.